Au fost și alte incendii în afara celor de vegetație uscată. Pompierii din Târgu Lăpuș au intervenit în Dobricul Lăpușului, unde un adăpost de animale a luat foc. Flăcările au distrus 50 de metri pătrați de acoperiș din lemn și 3 tone de fân. Având în vedere incendiile de vegetație uscată din această săptămână, pompierii sfătuiesc pe cetățeni să țină cont de măsurile de prevenire care trebuie respectate atunci când se lucrează cu foc deschis. Astfel, nu se va lucra cu focul în condiții de vânt. Focul va fi supravegat în permanență și nu se va face foc în apropierea pădurilor, a caselor, a șurilor, depozitelor de cereale sau de animale.